ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și online pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV. Învățământul românesc, învățământul hunedorean, se află de ceva timp în fața multor provocări, a multor schimbări, schimbări care s-au dorit a fi realizate de foarte mult timp și am avut parte în ultimii ani de atât de multe modificări ale legilor și ale legii educației, doar că unele au venit așa să îmbunătățească vizibil actul educațional, altele încă ar mai trebui îmbunătățite. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și în acest an și anul viitor, așa cum suntem obișnuiți să vină aceste schimbări. Poate la un moment dat se va găsi acea formulă magică și învățământul va intra așa pe un făgaș normal din toate punctele de vedere. Discutăm astăzi despre provocările pe care le au și dascălii hunedoreni în această perioadă, dar și elevii, pentru că se află la doar câteva luni distanță de examenele cele mai importante din viața lor, acum la început de drum, bineînțeles. Vorbim despre evaluarea națională, despre examenul de bacalaureat, iar în această perioadă elevii se pregătesc intens, sau cel puțin unii dintre ei. Vom discuta astăzi despre acest subiect și alte subiecte legate de educație și învățământ cu invitata mea, doamna profesor dr. Maria Ștefănie, inspector general școlar al județului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, vă spun dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a transmite informații importante celor interesați. Suntem convinși că sunt oameni interesați de acest subiect, în special părinții, cei care ar trebui să se aplece mult mai mult asupra nevoilor copiilor lor și, bineînțeles, să-i sprijine atunci când poate unii dintre ei nu reușesc să învețe sau să obțină notele pe care de multe ori părinții și le doresc pentru ei, lucru care nu este greșit, bineînțeles, pentru că toți cu siguranță își doresc ca elevii, copiii să fie printre cei mai buni, doar că mai trebuie probabil să vedem și care sunt abilitățile pe care copilul le are și astfel să putem să-l îndrumăm cât mai corect pentru ca viitorul adult să aibă un loc de muncă pe care să îl iubească sau să meargă cu drag acolo la locul de muncă și să fie bine pregătit, indiferent că vorbim de sudori, că vorbim de orice alt domeniu de activitate sau medici, profesori, trebuie să deschidem foarte bine ochii și mintea de cele mai multe ori. În această perioadă, spuneam puțin mai devreme, au fost și sunt în continuare, pentru că mai urmează simulările. Și pentru cei de clasa 8-a și pentru cei de clasa 12-a sunt acum așa în pregătire și elevii și dascălii, pentru că și ei îi sprijină și îi ajută pentru a putea să obțină notele pe care ei și le doresc și rezultate cât mai bune. Așa este, suntem în perioada în care se susțin și se organizăm simulările județene, dar și simulările naționale ale examenelor naționale. Mai exact în județul Hunedoara, în perioada 15-19 ianuarie, am desfășurat simularea județeană a examenului național de bacalaureat. M-am bucurat să văd că la fiecare probă procentul elevilor prezenți a fost peste 90%. În prima zi am avut un procent de 91,55%, 92,5% la proba a doua, iar la proba la alegere a fost peste 90%, de asemenea și la proba scrisă pentru limba maternă, prezența a fost peste 90%. Acest lucru demonstrează interes din partea elevilor în ceea ce privește pregătirea lor pentru examenele naționale. Noi, în fiecare an școlar, la nivelul județului Hunedoara, am cuprins în calendarul activităților și am insistat să derulăm atât simularea județeană cât și simularea națională, tocmai pentru a le da șansa tuturor elevilor de a participa cel puțin la una dintre simulări. Știm foarte bine că sunt și cazuri, mai ales în această perioadă, în care, din motive de sănătate în principal,
nu poate, un copil poate nu are șansa să participe la simulare, dar poate participa la următoarea simulare. Și atunci, iată că am reușit împreună cu colegii mei și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei activități. Nu am avut disfuncționalități, elevii au susținut probele simulării județene în unitățile de învățământ în care învață. Am creat, să spun așa, contextul prevăzut de metodologie, deci toate condițiile de examen sunt cele din metodologie, atât în ceea ce privește instrucțiunile pe care elevii trebuie să le respecte în sala de examen, cât și subiectele pe care le-au primit, dar și, să spun așa, per ansamblu, în toate condițiile. Deci iată că am avut o prezență bună, nu am avut disfuncționalități, așteptăm rezultatele din toate unitățile de învățământ. Avem termen săptămâna aceasta să le primim din unitățile de învățământ. Vom centraliza aceste situații și la nivelul fiecărei unități de învățământ, precum și la nivel de județ, gândim un plan de măsuri pentru pregătirea mai temeinică a tuturor elevilor pentru examenele naționale. Aici avem o singură diferență, evaluarea lucrărilor la simularea județeană se realizează în sistem clasic, însă urmează simulările naționale și, așa cum ne-a comunicat Ministerul Educației, prin procedura pe care a înaintat-o către unitățile de învățământ și către inspectoratele școlare, în cazul simulărilor naționale, evaluarea lucrărilor se va realiza în sistem digitalizat cu ajutorul platformei create în acest sens. Este un exercițiu foarte bun, atât pentru elevi, dar cât mai ales pentru colegii noștri, profesori care vor face parte din comisii, pentru că vor avea ocazia să exerseze exact procedura care trebuie urmată la examenul propriu-zis. Este un element de noutate. Este un element de noutate. Pentru că până acum era varianta clasică. Așa pentru este. A corecta aceste lucrări. Fiecare profesorii corectau lucrările în sistem clasic, primeau lucrările, seturile de lucrări și erau corectate de către doi evaluatori. Câte doi evaluatori? În acest moment, începând cu anul școlar trecut, mai exact sesiunea august a examenului național de bacalaureat, a fost prima sesiune în care s-a realizat evaluarea lucrărilor în sistem digitalizat și lucrurile au funcționat extraordinar de bine. Am primit doar aprecieri din partea colegilor care au participat în comisiile de examen, dar și în comisiile de evaluare. Sunt foarte multe avantaje și s-a eficientizat foarte mult, să spun așa, acest proces de evaluare a lucrărilor. În cazul contestațiilor, la fel, vor fi corectate aceste lucrări sau recorectate aceste lucrări tot în format digital? Sau? Sigur că da. Am avut contestații în august și au fost evaluate tot în sistem digital, categoric. Nu se depun contestații la simulări. Aici nu este cazul, da, oricât de nemulțumiți poate ar fi unii dintre notele ele. Nu se trec în catalog decât dacă există solicitare scrisă din partea elevilor majori sau a părinților, în cazul în special a elevilor din clasa a 8-a. Acum eu cunosc câteva rezultate, să spun așa, parțiale, rezultate parțiale, și știm și din experiența anilor anteriori, la simularea județeană, prima simulare fiind, nu ne așteptăm să avem un procent de promovabilitate foarte mare. Cum se explică? În primul rând, elevii încă sunt în perioada în care învață. Și nu sunt au mai liniștiți, da, probabil. Nu au finalizat, să spun așa, pregătirea propriu-zisă pentru examen. Totodată, miza nu este foarte mare, pentru că ei știu că notele nu se trec în catalog decât dacă solicită acest lucru. Prin urmare, nici efortul pe care îl depun nu este unul maxim, să spun așa. Însă, este un semnal de alarmă și prin procedura noastră la nivelul județului am recomandat tuturor unităților de învățământ, colegilor noștri directori, să organizeze ședințe la nivelul tuturor claselor cu diriginții, elevii, părinții și cadrele didactice care predau disciplinele de examen. Rezultatele se comunică individual
părintelui și elevului pe semnătură. Sigur că se dezvoltă după caz fiecare situație și vedem unde sunt lacunele, care sunt, ce putem să facem mai mult ca să-l ajutăm pe copil să se pregătească mai temeinic pentru examen. În ce sens să faceți mai mult? Se vor organiza ore suplimentare? Ore suplimentare la acei copii care au anumite probleme, au anumite lacune la anumite materii, pe anumite subiecte? Exact. În unitățile de învățământ, unde vedem că la o anumită disciplină procentul notelor mai mici este mare, categoric acolo trebuie suplimentat numărul de ore de pregătire în perioada următoare. Este o măsură pe care o luăm în fiecare an și la rândul nostru monitorizăm programul de pregătire. Au obligația de a și participa acești elevi la aceste cursuri, ore suplimentare de pregătire? Acum, obligația poate să o înțeleagă fiecare cum dorește. Este o șansă pentru el să se pregătească mai bine pentru examen, ca să aibă o oportunitate mai mare ulterior. Noi le oferim această șansă, insistăm, încercăm să îi convingem și să conștientizăm că aceste examene sunt cele care creează premisele pentru un parcurs școlar potrivit pentru ei. Așa cum spuneați la începutul emisiunii, noi ne dorim ca fiecare copil să aibă un parcurs școlar potrivit pentru el, unde să se regăsească și ulterior să-l ajutăm să se califice sau să se specializeze într-o profesie, într-o meserie pe care și-o dorește, una care îi se potrivește și unde să muncească cu drag. Atunci și rezultatele și succesul va fi de partea lui. Cu atât mai mult cu cât aveți și parteneriate cu facultăți, cu universități și ați pus în ultimii ani un accent destul de important pe această legătură, pe acest parteneriat între licee și facultăți, tocmai chiar și mediul economic, pentru că lanțul acesta trebuie să continue și dacă se rupe o zală e destul de complicat, dar ați reușit să închideți cumva acest cerc. Da, funcționăm ca un sistem deschis, categoric trebuie tot timpul să menținem și să consolidăm relațiile parteneriale cu mediul economic în primul rând, dar și cu instituțiile de învățământ superior. În această perioadă chiar s-au derulat etapele premergătoare elaborării proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar următor 2024-2025 și în fiecare an acest proiect al planului de școlarizare pentru clasa 9 este gândit și este aprobat prin consultarea reprezentanților mediului economic. Și chiar săptămâna aceasta am avut o ședință a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, care este o structură organizatorică cu rol consultativ pentru Inspectoratul Școlar. Din această structură fac parte reprezentanții instituțiilor județene, Consiliul Județean, Instituția Prefectului, Primării, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, ITM, dar și alte instituții, dar și reprezentanța mediului economic, sindicat, cadre didactice. Rolul CLDPS-ului este de a aviza proiectul planului de școlarizare și în ultima ședință am propus acest proiect. Sigur că am prezentat toate datele pe care le-am obținut de la unitățile de învățământ și noi la rândul nostru le-am centralizat, dar și propunerile înaintate de către mediul economic și ne bucurăm să avem în cadrul proiectului 33 de clase de școală profesională cu durata de 3 ani și învățământ dual. Dintre cele 33, 6,5 clase sunt de învățământ dual. Aceste clase fac parte din cele 124 de clase a noua propuse pentru anul școlar următor și mai avem 28,5 clase de liceu tehnologic, 51,5 clase de liceu pe filiera teoretică, 11 clase pentru filiera vocațională și avem și 3 clase de învățământ special
în plus față de cele 124 pentru elevii cu cerințe educative speciale. Iată, cam așa arată cifrele, avem peste aproximativ 3.000 de elevi în clasa 8-a și încercăm să gândim un proiect astfel încât să acoperim, să aibă fiecare elev un loc pentru a-și continua studiile în clasa 9-a și mai este un element extrem de important ca în perioada următoare să promovăm planul de școlarizare în rândul elevilor și al părinților și să îi informăm cu privire la toate facilitățile pe care le oferă fiecare program. În special clasele de învățământ dual, dar și clasele de învățământ profesional, acolo facilitățile sunt mult mai mari, atât în ceea ce privește bursele, dar și condițiile de pregătire practică de specialitate, pentru că, repet, aceste clase sunt propuse de către agenții economici și tot ei oferă șansa ca acești elevi care vor studia în cadrul acestor programe să învețe meseria în cadrul companiilor. Am primit propuneri pentru domenii de calificare diverse, cum ar fi mecanic, mecanic auto, electromecanic, dar și în domeniul serviciilor. Să știți că aici a crescut numărul de solicitări din partea agenților economici. Iar aceste solicitări înseamnă că după finalizarea celor 3-4 ani de studiu, acești elevi sau parte dintre acești elevi vor avea și locul de muncă asigurat. Exact. Așa este. În general, în perioada de pregătire, angajatorul are posibilitatea să vadă potențialul și capacitatea și abilitățile pe care copiii le au și pe care și le dezvoltă în cadrul programului. Iar la sfârșitul perioadei de pregătire pot face o propunere de angajare în cunoștință de cauză. Iar elevul la rândul său, viitorul absolvent, cunoscând cerințele angajatorului, poate decide dacă dorește să lucreze în continuare la compania respectivă sau se îndreaptă spre o altă opțiune. Vreau să vă spun că anul școlar trecut, în momentul în care elevii din programul de învățământ dual au absolvit și au susținut examenul de certificare a competențelor profesionale, am avut 23 de angajări în ziua examenului. Ne-am bucurat foarte mult și atât angajatorul a propus și elevii au acceptat. 23 de elevi au fost angajați în ziua în care au susținut examenul propriu-zis. Sigur că ei au șansa să-și continue studiile. Noi sprijinim, sistemul este flexibil. Cei care împlinesc 18 ani pot continua studiile la SERAL și sunt mulți care fac acest lucru. Finalizează liceul, iar cei care doresc se pot îndrepta și spre învățământul superior. Este cea mai temeinică pregătire, să spun așa, pentru că ei încep cu pregătirea de nivel 3, dacă vorbim de o calificare, dacă termină liceul și ajunge la titulatura de tehnician este nivel 4, nivel 5 este post-liceal și începând cu nivel 6 începe programul de licență, master și așa. Iată că sunt foarte multe oportunități, exact, pe această parte a învățământului, spuneați și de învățământul dual, profesional și din cifrele pe care ni le-ați dat, văd că este o ofertă destul de generoasă în acest an. Sunt foarte multe clase, special pentru acești tineri care își doresc să învețe o meserie, așa cum se spune. Așa este și avem această datorie noi ca sistem de învățământ de a ne racorda periodic oferta educațională la cerințele pieței muncii. Și este și fire să se întâmple. Sigur că da, noi trebuie să-i pregătim pe elevii noștri în meserii, în calificări care au corespondent pe piața muncii. Și ne gândim și la viitorul comunităților din județul Hunedoara. Iată, în acest fel oferim șansa elevilor noștri să își aibă un viitor bun, să aibă o calificare, un loc de muncă în comunitatea în care
trăiește. În condițiile în care în ultimii ani cu toții ne-am plâns destul de mult că nu mai avem oameni calificați în anumite domenii de activitate, că au plecat cei mai buni dintre acești specialiști în străinătate, iată că acum această generație poate schimba acest lucru. Generațiile din această perioadă pot schimba foarte mult, să spun așa, toate coordonatele economice ale județului, însă e nevoie de timp, e nevoie de implicare din partea tuturor, vorbind de școală, mediul economic, autorități, pentru că... Aș mai adăuga eu și părinții, exact. Categoric, și împreună să știți că putem schimba în bine viitorul județului. Mai ales că am avut și oportunitatea de a accesa foarte multe proiecte în cadrul PNRR, Programului Național pentru Reziliență și Redresare. A fost deschisă linia de finanțare pentru înființarea consorțiilor pe dual. Și înseamnă aceste consorții pe dual mai conform exact? Legii 198, noua lege a învățământului preuniversitar, aprobată în anul 2023, învățământul tehnologic va trece treptat doar în sistem dual la toate nivelurile de pregătire. Dacă acum aceste elemente de dual le regăsim la nivel 3, vorbind de programul de învățământ dual cu 3 ani de pregătire, în anii următori elementele de dual le vom regăsi foarte bine și la nivel 4 și la nivel de învățământ superior. În cadrul acestor consorții pentru învățământul dual, de practic se construiesc clădiri noi cu dotări de ultimele tehnologii, cu cele mai moderne, să spun așa, tehnologii în domeniul stabilit și ales de către solicitant. Iar la nivelul județului Hunedoara avem șansa, să spun așa, să avem 3 proiecte aprobate. Sunt proiecte depuse de către Primăria Municipiului Deva, Primăria Orașului Simeria, Primăria Municipiului Hunedoara. Dacă în prima etapă, să spun așa, nu ne-am regăsit printre primele 16, pentru că prima sumă alocată pe această linie de finanțare asigura finanțarea pentru 16 consorții pe dual la nivel național. Mult prea puțină pentru câte solicitări au fost, cu exact, siguranță. Au fost 29 de solicitări și aici județ? Trebuie să... Nu, 29 de solicitări toată țara. Foarte pentru puține. 29 de consorții, nici măcar unul pe județ, însă când ne gândim la un consorțiu de acest nivel, vorbim de foarte mulți parteneri, vorbim de o instituție de învățământ superior, pentru că aici, acolo în timp se vor organiza programe de licență, programe de master și cu posibilitatea de a ajunge și la studii doctorale, dacă este cazul. Și cred că trebuie să vorbim și de implicarea autorităților și a inspectoratelor școlare din întreaga țară, iar aici rezultatele vorbesc de la sine. Noi am ajuns, să spun așa, la această formulă în urma consultărilor, în urma întâlnirilor, a discuțiilor purtate cu autoritățile din județul nostru și suntem singurul județ unde regăsim 3 consorții, 3 proiecte aprobate la nivelul județului. Să știți că poate fi o șansă pentru județul Hunedoara. Vreau să le mulțumesc reprezentanților, primăriilor care au depus aceste proiecte. Să știți că au muncit foarte mult. Deși toți aveau această posibilitate. Erau câteva condiții clare în ghidul de eligibilitate și principala condiție era să dispună de o suprafață de teren de minim 2 hectare. Timpul era destul de scurt pentru a scrie proiectul și pentru a depune toate documentele din care să rezulte toate cerințele din ghid și a fost elementul principal care, să spun așa, a condus la această decizie de a scrie sau nu un astfel de proiect. Iar cele 3 primării au avut la dispoziție terenul respectiv și, prin urmare, iată, s-au și angajat și au scris aceste proiecte. Am fost, să spun așa, a fost perioada de precontractare, urmează să se semneze cele 3 contracte și, bineînțeles, partea cea mai grea va fi partea de implementare, dar nu trebuie să
lăsăm așa lucrurile, ci dimpotrivă acum trebuie să ne implicăm cu tot ce putem noi pentru a implementa în mod exemplar. Ideal ar fi ca în cele trei consorții ofertele de specializare să se completeze, nu să se concureze. Adică dacă regăsim, să spun așa, specializări, calificări și specializări într-un consorțiu din domeniul serviciilor, în celelalte să avem, nu știu, pe agricol, mecanic, electromecanic, alte domenii. Aici astfel, veți interveni și dumneavoastră. Aici este rolul nostru, exact, școlar. Rolul nostru și, bineînțeles, eu sunt convinsă că lucrurile pot urma un curs foarte bun și potrivit pentru județul nostru și pentru tinerii noștri. Iată de ce și acum când am gândit proiectul planului de școlarizare, am ținut cont și de acest context. Dar vreau să scot în evidență un lucru extrem de important. Conducerea Ministerului Educației a avut un rol major în ceea ce privește această linie de finanțare. Și aici avem, să spun așa, tot respectul pentru doamna ministru Ligia Deica, doamna ministru al educației, că a insistat ca toate cele 29 de proiecte să primească finanțare. Era și păcat să ratăm această oportunitate, așa cum spuneați, această șansă. Probabil că vor mai trece câțiva ani până când vom vedea aceste... Minim 15 ani trebuie implementat fiecare proiect. Și sigur, durată destul de mare. Destul de mare, dar și proiectul este unul amplu. Iată, perspectivele sunt foarte bune. Trebuie să începem de undeva și sigur că da. Nimic nu este ușor până la urmă, dar dacă nu faci nimic... Nu se va întâmpla nimic. Exact. Dar noi avem această datorie de a crea premisele pentru a îmbunătăți calitatea actului educațional. Iar prin înființarea acestor consorții avem șansa de a avea laboratoare, ateliere dotate cu ultima tehnică, să spun așa, în domeniul respectiv. Este extrem de important să ai resurse materiale moderne, să ai bază materială modernă în care elevii să aibă șansa să se pregătească. Sigur că avem rolul de a găsi și de a încuraja resursa umană pentru a avea, să spun așa, succes în toate demersurile noastre. La fel ca și în cazul medicilor, spre exemplu, avem medici foarte bine pregătiți, medici calificați în anumite specializări, însă dacă nu au aparatura medicală necesară pe care să poată să-și expună toate cunoștințele pe care ei le au, e în zadar uneori așa munca este, lor să... și anii de studiu și atunci nu ar trebui să mai vină întrebarea de ce pleacă în străinătate sau în mari centre medicale din țară, pentru că explicația este una foarte simplă, la fel și în cazul dascărilor. Este evidentă. Exact. Așa este. Dar probabil unii se întreabă ce facem și cu celelalte laboratoare care există deja și sunt foarte multe școli și în județul Hunedoara care au ateliere, laboratoare, care poate încă nu sunt dotate așa cum ar trebui să fie în 2024. Ce facem cu acestea pe care le avem deja? Le dotăm. Avem deja scrise, aprobate și contractate proiectele tot prin PNRR, o altă linie de finanțare, prin care toate unitățile de învățământ vor beneficia de dotări în ceea ce privește mobilierul școlar, dar și dotarea cabinetelor și a laboratoarelor. Suntem în perioada în care, la fel, conlucrăm cu colegii noștri din unitățile de învățământ, dar și cu reprezentanții primăriilor, care au scris și au depus aceste proiecte extrem, extrem de valoroase. În acest an se vor dota toate unitățile de învățământ din județul Hunedoara. Le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în scrierea și depunerea acestor proiecte. Să înțeleg că a fost un număr destul de mare de unități. Toate primăriile au depus. Am avut câteva excepții, cum ar fi liceul din Gioagiu, unde prima cerere pe această linie
nu a fost acceptată. De ce? Pentru că având profilul agricol, au avut o altă linie de finanțare și acolo s-au depus documentele, proiectul a fost depus, este în faza de evaluare. Dar știu că și în cazul liceului agricol de la Gioagiu, aici proiectele au fost destul de multe și sumele pe care le-au obținut pentru modernizare și dotarea acestui liceu au fost destul de consistente. Așa este și în continuare trebuie modernizată baza materială și va trebui să avem grijă de toate unitățile de învățământ și, bineînțeles, de cel din Gioagiu, fiind singurul din județul Hunedoara cu profil agricol. Nu putem să renunțăm la învățământul agricol, avem nevoie de specialiști în domeniul acesta și va fi o șansă, să spun, este o componentă din economia țării noastre pe care putem să o dezvoltăm foarte bine. Partea de agricultură, partea de turism și sigur că și alte sectoare, să spun așa. Partea aceasta de dotare a laboratoarelor, a școlilor în general, fie cu mobilier, fie cu aparatura necesară pentru a-și dezvolta până la urmă tot ceea ce înseamnă actul educațional, am înțeles-o, se poate realiza cu anumite proiecte, cu fonduri europene, fonduri guvernamentale. Ce facem cu cealaltă parte, cu latura aceasta umană și cu dascălii? Că spuneați puțin mai devreme, contează foarte mult și acest aspect. Categoric, rezultatul învățării, în primul rând, depinde de elev și de profesor. De profesor și de elev și, așa cum spuneați, trebuie să existe și resursele materiale necesare. În ceea ce îi privește pe dascăl, iată, ne bucurăm de niște creștere salariale consistente, începând cu anul 2024, atât pentru colegii noștri profesori de la catedră, dar și pentru colegii noștri care ocupă funcții de conducere, director și directori adjunți. Ne bucurăm, așa cum s-a negociat la greva din anul 2023, iată din partea guvernanților promisiunile și angajamentele luate în perioada respectivă, acum le regăsim în noua lege a salarizării. Prin urmare și noi la rândul nostru va trebui să dovedim că merităm, să spun așa, această recompensă. Până la urmă, munca unui profesor, să știți că poate fi privită din foarte multe puncte de vedere. Aspectul financiar este unul extrem de important pentru orice domeniu de activitate. Nu este de contestat acest lucru, însă iată acum beneficiem de creșteri salariale consistente. Datoria noastră este ca împreună să încercăm să ne perfecționăm activitatea didactică, să îi ajutăm mai mult pe elevii noștri și extrem de important să consolidăm comunicarea cu părinții. Este esențială în ceea ce privește parcursul fiecărui copil, parcursul școlar al fiecărui copil, comunicarea cu părinții. Pentru că părintele este cel care poate să influențeze parcursul copilului. Și cumva aliantul între elev și dascăl. Există probleme și nu este niciun aspect de neglijat și nici un lucru pe care nu îl cunoaștem mulți dintre noi. Există de multe ori părinți care vin la școală, dar nu neapărat pentru a vedea care este parcursul elevilor, care sunt notele, chiar și absențele. De multe ori vin direct la diriginte, la profesor și pornește așa o ceartă, poate chiar și de față cu acel copil, dascălul fiind cumva mustrat de pentru anumite aspecte. Lucruri care poate nu sunt întocmai la locul lor uneori. Acum sunt discuții care se pot purta de față cu copilul și sunt alte convorbiri, să spun așa, alte discuții care nu sunt recomandate să aibă loc în fața copilului. Recomandarea și așteptările mele și ale colegilor mei sunt ca fiecare cadru didactic, pentru că ei au o pregătire pedagogică, să analizeze fiecare caz în parte și să gestioneze lucrurile cât mai bine. Părinții
trebuie înțeleși. Ei își doresc, sigur, cei mai buni pentru copilul lor. Poate să ajungă la un moment dat să aibă anumite nemulțumiri vis-a-vis de școală, vis-a-vis de atitudinea dascălului, sigur că da. Însă, noi, ca și dascăli, împreună cu colegii noștri din unitățile de învățământ, consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, dacă este cazul, trebuie să implice directorul. Uneori să știți că apelează și la inspectoratul școlar și nu este nicio problemă, ba din contră ne bucurăm atunci când ni se solicită sprijinul și ne implicăm cu toată seriozitatea, ne aplicăm asupra fiecărui caz. Atunci când părintele are o nemulțumire, trebuie ascultat, trebuie discutat, trebuie să vedem care este cauza, de ce s-a ajuns în situația respectivă și să găsim soluția potrivită, soluția optimă pentru a repara, pentru a îndrepta dacă este cazul sau pentru a-i oferi, să spun așa, clarificările necesare părintelui respectiv. Un om de bună credință va înțelege. Noi întotdeauna dorim binele elevilor noștri, dorim să-i ajutăm să crească frumos, să se dezvolte armonios, să învețe, să obține rezultate foarte bune și, bineînțeles, așa cum am spus, să aibă un parcurs educațional potrivit. Extrem de important să consiliem atât elevii cât și părinții în ceea ce privește parcursul școlar. Și aș ruga mai ales pe părinții elevilor din clasa 8-a, pentru că urmează admiterea în clasa 9-a pe baza medie de evaluare obținută la examenul de evaluare națională, să se gândească foarte bine, să discute foarte corect și cinstit cu copilul și, bineînțeles, să țină cont și de rezultate, de media de admitere pe care o are, să se informeze foarte bine cu privire la metodologia de admitere, procedura de admitere, procedura de înscriere. Toate acestea vor fi prelucrate și în cadrul ședințelor cu părinții, de către diriginți și de către directorii. Ședințe în cadrul cărora veți prezenta sau vor prezenta dascălii toate etapele și probabil vor discuta foarte intens și despre ce înseamnă învățământul dual, ce înseamnă avantajele, facilitățile programelor, sigur că da. Care este oferta noastră de educațională, ce calificări, ce specializări oferim și să o aleagă pe cea mai potrivită, unde sigur să aibă și șansa să fie admis. Aici, în perioada următoare, la rândul nostru, vom avea foarte multe activități de promovare a planului de școlarizare, a oferte educaționale în toate unitățile de învățământ gimnazial. Vom organiza și vizite în cadrul companiilor, extrem de important să știți că au cerut elevii vizite de studiu în cazul companiilor prin care să, și este un lucru extrem de benefic și din partea agenților economici am primit un răspuns favorabil și acolo unde este posibil chiar vom organiza și astfel de activități. Astfel se desfășoară anumite activități, ce înseamnă anumite meserii și profesii. Așa este, sunt multe companii care au ateliere tip practică în care elevii învață meseria în care se califică. Iar elevii și părinții trebuie să știe acest lucru, să vadă care sunt condițiile în care se poate pregăti copilul și poate lua o decizie potrivită. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să mai discutăm despre un lucru care poate fi încadrat cumva la provocări. Vorbim aici despre consumul substanțelor interzise și noi am mai discutat și anul trecut cu alte ocazii, în alte emisiuni, despre acest fenomen la nivelul întregii țări până la urmă, pentru că nu este județul Hunedoara sau un alt județ excepție. Ele există, aceste droguri, până la urmă, sunt elevi care consumă, sunt elevi care aduc poate aceste substanțe în școli. Problema este mult mai în spate, din păcate nu avem timp astăzi să dezvoltăm atât de mult, pentru că nu se găsesc aceste droguri în școli, ele sunt aduse în țară, sunt aduse în județ, sunt aduse în fiecare localitate unde avem astfel de situații, dar acesta este probabil un alt subiect al unei alte emisiuni viitoare. Cum reușiți să gestionați acest fenomen care este tot mai des întâlnit?
Da, este un fenomen care ne îngrijorează. Permanent suntem în legătură cu instituțiile care au competențe în acest domeniu, iar nouă reprezentanților din sistemul de învățământ ne revine și avem datoria de a preveni, să spun așa, consumul de substanțe psihoactive. Este extrem de important să organizăm cât mai multe activități cu caracter preventiv, activități la care se participă atât elevii, cât și părinții elevilor. Este extrem de important să informăm și pe părinți cu privire la acest fenomen, la consecințele consumului de droguri, la simptomele pe care poate să le prezinte un copil la un moment dat. Și atunci care pot fi recunoscute de către părinte. Exact, pot fi recunoscute. Dar participă și acei părinți și acei copii care sunt în această situație, pentru că este extrem de important, în primul rând, poate ca ei să fie cei care cer practic ajutorul. Aici încercăm cu colegii noștri, profesori, cu diriginții în special, să îi aducem pe toți copiii din clasele respective, din școlile respective la aceste activități. Pentru că exact așa cum spuneți, este posibil ca exact cei care sunt cei mai vulnerabili să nu participe la aceste activități. Și vreau să vă spun că săptămâna trecută Suntem la final de săptămână și e firesc cumva să ne gândim deja la săptămâna viitoare, la ce avem de făcut mai departe. Mai exact, am avut o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor, la care am invitat reprezentanții din cadrul Biroului de Siguranță Școlară, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, dar și din partea Agenției Naționale Antidrog, mai exact de la Centrul de Evaluare Consiliere și prevenire antidrog din județul Hunedoara, și am discutat în detaliu proiectele și activitățile pe care le vom desfășura în perioada următoare în unitățile de învățământ gimnazial, dar și liceal din județul Hunedoara. M-am bucurat să văd că din partea elevilor primim propuneri în ce privește aceste activități. Și au avut, să știți, sugestii și recomandări extrem de pertinente. Mă bucur să avem în componența Consiliului Județean al Elevilor copii care sunt responsabili, care sunt interesați de problemele reale ale colegilor lor și vin cu propuneri foarte bune. De asemenea, a fost alături de noi directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, care de asemenea va implementa un proiect tot în acest segment, să spun, de prevenirea consumului de droguri. Ce este important, cât mai multe acțiuni cu caracter preventiv, dar și atunci când se întâmplă, să știm cum să gestionăm și cum să acționăm. Ce să facem, pe cine să anunțăm și ce măsuri să luăm. În funcție de contextul și de situația creată la nivelul unității de învățământ. Este foarte important acest lucru, mai ales că de foarte multe ori nu știm să sau cum gestionăm corect. Să reacționăm, cum să gestionăm o astfel de situație, și atunci sunt binevenite astfel de, până la urmă, pregătiri și ale dascălilor, deși cumva au în cârcă destul de multe sarcini și uneori ceea ce ar trebui să facă foarte bine, și o fac majoritatea dintre ei foarte bine, actul educațional în sine, este uneori poate neglijat tocmai pentru că au foarte multe sarcini, deși nu pare din exterior, de multe ori se vede vacanța foarte mult, dar nu exact, e așa. Exact, aveți foarte multă vacanță, ce vă pasă, e foarte bine ca dascăl, dar iată că lucrurile nu sunt chiar așa privite mai în amănunt. Știți ce se întâmplă? Sistemul de învățământ din orice țară trebuie permanent să își racordeze și ne adaptăm nevoilor elevilor, nevoilor societății. Acum, dacă această problemă, să spun așa, a luat amploare nu numai în județul nostru sau în țara noastră, ci în toată lumea, categoric trebuie să o tratăm ca atare. Împreună cu partenerii noștri educaționali, nu neglijăm, ci dimpotrivă, încercăm să facem ceva astfel încât să prevenim consumul de droguri, care poate avea consecințe foarte grave, după cum bine știm.
Este trist ceea ce se întâmplă, dar mai avem cumva speranța că lucrurile se mai pot îndrepta. Mai contează nu doar școala, nu doar părinții, și societatea, comunitatea în care trăim, cum reușește să gestioneze aceste probleme. Suntem la final de emisiune. Ar mai trebui să îi anunțăm ceva pe părinți, pe elevi, mai urmează în această perioadă anumite... Da. Vă rog, ultimul minut. Foarte, foarte pe scurt, evaluarea națională, calendarul simulărilor naționale începe în 5 februarie, în 6 și în 7 vor fi probele. Se anunță rezultatele în data de 23 februarie. Repet, simularea națională a evaluării naționale. Calendarul simulărilor probelor scrise ale examenului național de bacalaureat va începe în data de 4 martie până în data de 7 martie, iar rezultatele se vor comunica pe data de 15 martie. Iar pentru elevii din clasa 8-a avem pregătită și etapa județeană a simulării evaluării naționale, care se va desfășura în perioada 8-10 aprilie. Îi rugăm să participe la aceste simulări, extrem de important, pentru că au ocazia să se familiarizeze cu condițiile de examen, dar totodată să își testeze și cunoștințele, să vedem care este nivelul lor de pregătire, și acolo unde se impune să venim cu un program suplimentar de pregătire. Și îi așteptăm la aceste simulări și le dorim mult succes în cadrul programului de pregătire. Mult succes le dorim și noi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Mulțumesc și vă mai așteptăm, pentru că sunt foarte multe subiecte pe care sunt convinsă că și dumneavoastră, cei care ne urmăriți, așteptați să le mai dezbatem. Așteptăm și propunerile dumneavoastră, de ce nu? Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumim frumos și noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!